Încerc să mă conving negativ despre calitatea germană pe care o au panourile Bregner. Se pare că și nemții au început să facă lucruri chinezești. Un panou care ar trebui, un panou foldabil care ar trebui să furnizeze până la 150 de W, cât scrie pe eticheta lui. Când vine soarele, abia se mișcă până pe la 60-62 de W, ceva de genul maxim. Deci total dezamăgitor. Aici o baterie lithium de e-bike Bosch. În fine, montajul nu e finalizat, e pus cumva de mine pentru că la momentul ăsta îi fac teste. Deci se mișcă, dar nu se mișcă. I-am mai făcut eu un clipuleț al doilea la panoul ăsta, care ar trebui să aibă el 150 de W. Ia să vedem eticheta, pot să o filmez cumva. Dar, din păcate, da. Deci astea sunt valorile care ar trebui să le aibă panoul. 150 de W putere instalată. Da. Nu. Nu are. Acum Sorinel e bine. Hai să vedem. 51, 49, 45. Deci maximum este undeva 60. Hai, Sorinel, mai ieși un pic. Da. UTB Shop, îmi pare rău, dar trebuie să-ți trimit panoul înapoi pentru că nu, din păcate, nu este ceea ce scrie pe etichetă. Și dacă există ceva recomandări, nu, acum soarele a ieșit, dar când e Sorinel la maxim, da, nici poziția nu este una ideală, dar totuși măcar un 100-110 W în momentul când soarele este plin ar fi trebuit și el să dea. Și din păcate nu dă. Așadar este conectat, acum este conectat la un MPPT de la Genasan, o eficiență măsurată de niște băieți deștepți, mai deștepți decât mine, cu o eficiență măsurată undeva la 95,6%, așadar pierderile ar trebui să fie extrem de mici. Și din păcate panoul nu-și face treaba. Împachetarea și trimiterea înapoi. Și dacă aveți să-mi recomandați și mie un panou eventual, panou flexibil, ceva la 100 de W, care să dea și el măcar un 90 acolo, când Sorinel își face treaba, ar fi perfect. De panoul ăsta și pe VME-ul ăsta de pe spate, care a venit cu panoul, nu prea mici pentru că mici mufele pe aici, și cu PVM-ul ăla atât se ducea, tot undeva 70 de W. 72 a fost maximul, ceea ce zic, bun, hai, că PVM-ul știu că are eficiență scăzută, că a fost pus pe baterie cu plumb, că bla bla bla. Acum este pus pe o baterie litiu-ion, o baterie de e-bike Bosch, care se vede undeva la 60%, se încarcă undeva la 60% acum. Și ar trebui să tragă, pentru că nu este ea acolo peste 85%, unde curba de încărcare, unde ea trage, începe să tragă valori mai mici ale electricității, da? Intensitate mai mică, putere mai mică, bla bla bla. Deci, nu știu ce consumator să bag ca să văd dacă lucrurile se schimbă. Da? O să adaug aici o mufă de aici am și un convertor DC-DC de la 36 la, ia să vedem, că ai intrat Sorinel maxim. Și acum, hai mă, filmează. 59, 60. 60 de W și soarele arată cam așa. Nu pot să mă uit eu. Dar soare este. Soare
soare este și putere nu este, din păcate. Din păcate, cum spuneam, cam dezamăgit sunt. Nici măcar 100 de wați să-mi dea. Nici măcar atât. Da. Și se vede bateria, acumulatorul, ca să mă exprim corect, acumulatorul este departe de a fi încărcat. 60 de wați cu Sorinel maxim. 61, 62 și cam aia a fost. Așadar, dacă aveți păreri, nu le știu pe toate, că sunt un învățăcel și v-aș ruga tare mult să mi le dați și mie, dar nu. Nu urcă, indiferent ce ai face.